Domnul președinte, de la ședința ordinară delegată a 1905-2020. Doamna secretară, vreți să dați la procesul verbal? Încheiat astăzi 16.04.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local Parada, Consiliul prezent 12/13. Având în vedere ordonanța limitare ce interzide plasarea, precum și întrunirea unei grup mai mare de 3 persoane, votul proiectelor aferent în lunii aprilie s-a desfășurat prin corespondență. Astfel, consilierilor locali s-a înaintat o mapă ce a conținut întreaga documentație ce a stat la baza fiecărui proiect de hotărâre în parte. Proiectele de hotărâre supuse de dezbatere au fost următoarele. Schimbarea destinației în modul literal și construcție școala generală cu clasele 1-4, numărul 2, Drăgușani, în spațiu cu destinație Centru Comunitar Integrat, inițiator primar de Ducostel, aprobarea cotizației anuale la ADIS, inițiator primar de Ducostel, aprobarea finanțării serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor cu handicap pentru anul 2020, inițiator primar de Ducostel, rectificare bugetară, inițiator primar de Ducostel. Mapele înaintate de domnul consilier au fost în raportul de activitate a primarului Comunei Parada pentru anul 2019, precum și procesul verbal al ședinței Consiliului Local din data de 25.03.2020. Totodată, mapele au conținut un buletin de vot nominal. Consilierii au votat fiecare proiect de hotărâre, inclusiv procesul verbal al ședinței din data de 25.03.2020, cu unanimitate de voturi și au luat la cunoștință raportul de activitate a primarului aferent anului 2019. Buletinele de vot au fost predate pe bază de proces verbal în data de 15.04.2020 domnului viceprimar Ichim Ion, care le-a predat secretarului general pentru centralizare. Odată cu voturile au fost predate și rapoartele de avizare a proiectelor de hotărâre întocmite de Comisia de Specialitate. Secretarul general a consemnat că toate proiectele de hotărâre au fost votate cu unanimitate de voturi de către 12 consilieri, domnul consilier Daniel Blaga fiind considerat absent, în urmarea faptului că execută o pedeapsă privativă de libertate. Având în vedere caracterul excepțional și al modului de desfășurare a ședinței ordinare, capitolul diverse urma să fie discutat prin mijloace moderne de comunicare în data de 16.04.2020, ora 10. Consilierii locali au decis să amâne discutarea capitolului diverse, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. Sunteți de acord cu ce am consemnat? Mai doriți să dați completare pentru vot? Supunem la vot procesul verbal la ședința anterioară. Cine este pentru? Unanimitate? Unanimitate de voturi, da. Vă dau citire ordine de zi. Proiectul numărul 1. Aprobarea planului de măsuri pentru gospodărirea Comunei Parada pe anul 2020. Inițiator, primar Costel Dedi. Proiect numărul 2. Achiziția unui serviciu de asistență și reprezentare juridică. Inițiator, primar Costel Dedi. Primar, proiect numărul 3. Aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a Comunei Parada și a bugetului activității finanțate din direcțiile proprii aferente trimestrului întâi al anului 2020. Inițiator, primar Costel Dedi. Proiect numărul 4. Rectificare bugetară. Inițiator, primar Costel Dedi. Proiect numărul 5. Aderarea Comunei Parada la Asociația Comunilor de România. Inițiator, primar Dedi Costel. Proiect numărul 6. Însușirea acordului de cooperare privind organizarea și executarea activității de audit public intern la nivelul filiale județului Bacău a acord. Inițiator, primar Dedi Costel. Proiect numărul 7. Validarea mandatului de consilier local al domnului Sudicu Ioan, inițiator, primar Costel Deliu. Mai aveți propuneri pentru alte proiecte de hotărâre? Nu. Supunem la vot proiect ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate de hotărâre. Domnul primar, aveți cuvântul la proiectul numărul 1. Domnul primar, domnul președinte, domnul consilier, așa de o rugăminte, fiindcă la acest proiect de hotărâre principalele răspunde sunt al viceprimarului,
Aș dori ca domnul viceprimar să citească acest proiect de hotărâre și punctual să ne luăm una câte una, fiindcă suntem la jumătatea anului, să vedem ce s-a făcut, ce trebuie să mai facem, fiindcă dânsul are majoritatea răspunderilor pentru acest proiect de hotărâre. Dacă suntem de acord. Supunem la vot. Domnule președinte, sunteți de acord cu propunerea domnului Bocu Paletin? Cine este pentru? Vădează cineva. Un pic, cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține? O mi-a dat votul. Domnul Vice, aveți un deci, 7 voturi pentru? Nu, nu. Unul anul. Toți am fost de acord, domnul președinte, ca să citească proiectul de hotărâre, domnul Vice. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsurători de gospodărie a Comunei Parava pe anul 2020. Primarul Comunei Parava, județul Bacău, având în vedere referatul de aprobare a primarului numărul 2020-40-07-05-2020, precum și raportul compartimentului urbanism numărul 2039-07-05-2020, privind aprobarea planului de măsuri pentru gospodărie a Comunei Parava pe anul 2020. Având avizul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, în conformitate cu prevederile articolului 8 și articolului 18, din Ordonanța Guvernului numărul 21-2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobă cu modificări și completări privind prin legea numărul 515 din 2002. În temeiul articolul 129 alineat 2 litera B, alineatul 7 litera P, alineatul 14 din codul administrativ. Propune. Articolul 1. Se aprobă planul de măsuri pentru gospodăria Comunei Parava, județul Bacău, în anul 2019, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Primarul Comunei, împreună cu cei desemnați în anexă, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 3. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărârii instituției prefectului, județului Bacău, primarul Comunei Parava și persoanele interesate. Inițiator, primar de Costelul. Planul de măsuri pentru gospodăria Comunei Parava, județul Bacău, în anul 2020, conform prevederilor lor OG numărul 21-2002, privind gospodăria localității urbane și rurale. Capitolul 1. Obligațiile Consiliului Local al Comunei Parava și ale primarului Comunei Parava. Articolul 1. Pentru buna gospodărire a Comunei, Consiliul Local și primarul au obligația să se asigure următoarele măsuri. Cu sprijinul și supravegherea organelor de specialitate se vor lua următoarele măsuri pentru asigurarea sănătății publice. Colectarea deșeurilor în mânazieră se va face prin asigurarea unui număr suficient de coșuri de gunoi care vor fi golite periodic. Curățenia și salubrizarea digurilor și amarurilor cursurilor de apă, prevenirea poluării apelor, răspunde viceprimarul comunei și compartimentul de servire. Termen permanent. Vă rog pentru capitolul 2, domnul Vici. Vă rog. Capitolul 2, să adună. Pe ce capitolul 2? Capitolul 1. Obligațiile Consiliului Local al Comunei Parava și a primarului Comunei Parava. Bine. Numărul 2. Măsuri pentru conservarea și protecția mediului, prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor și cursurilor de apă prin depozitarea necontrolată a deșeurilor de către agenții economii sau de către cetățenii. A. Curățenia și întreținerea cursurilor de apă care străbat localitatea, înfrumusețarea și protecția peisajului și menținerea curățenii stradale. B. Întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi și a lineamentelor de arbori și a perdelelor de protecție. Plante, arbori, arbuși și flori. C. Întreținerea și înfrumusețarea clădirilor, a curților și împrejurimilor acestora, a spațiilor verzi și curți, dintre clădiri, a arborilor și arbuștilor decorative.
Punctul D, întreținerea și dezvoltarea canalizării stradale pluviale. Punctul E, păstrarea curățeniei pe arterele de circulație și în locurile publice. Răspunde viceprimarul compartimentului de servire. Termen, permanent. Numărul 3, realizarea unui... Vreți punctul alt sau unul mai departe? Da, cum doriți, domnule. Eu spun să vă rotați și o să luați cuvântul după ce... Păi nu, luăm cuvântul. Sau luați cuvântul. Ce cuvântul? Eu să ne repetăm, de-aia am făcut poate vreau să luăm punctul A. Dacă ei aveți și vreți să interveniți, nu știu, spuneți seama, dar nu este o problemă. În momentul când citește fiecare punct. Realizarea unui sistem impozent de colectare, depozitare, transport și prelucrare a deșeurilor și gunoiilor, amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate. Punctul A. Se va amenaja noi puncte de colectare a gunoiului menajer, precum și colectarea selectivă a deșeurilor. Răspunde viceprimarul Comunei de Servite. Termen permanent. Numărul 4. Respectarea prevederilor legale și a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, aprobate, precum și a normelor privind executarea construcțiilor. La punctul A se va intensifica activitatea de control în comună privind respectarea prevederilor legale, a documentației de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a normelor privind executarea construcțiilor. Răspunde compartimentul urbanism. Termen permanent. Numărul 5. Curățenia străzilor și a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii și a gheții, colectarea și depozitarea rezidurilor menajere și stradale. Punctul A. Prin serviciul de administrare a domeniului public și privat, cu beneficiarii de ajutor social, act de muncă, se vor realiza activități de curățenie a străzilor și a locurilor publice. Punctul B. Activități de îndepărtare a zăpezii și a gheții cu utilajele din dotarea primăriei comune Parava. Punctul C. Activitatea de colectare și depozitare a rezidurilor menajere și stradale. Răspund viceprimarul compartimentului de servire, un muncitor beneficiar de ajutor social, avs de muncă. Termen permanent. Punctul 6. Repararea și întreținerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, potențelor, curățarea și amenajarea spațiilor, modernizarea drumurilor existente. Punctul A. În limita fondurilor alocate și aprobate se vor intensifica și îmbunătăți activitatea de reparare și întreținerea străzilor, drumurilor comunale, podurilor, potențelor, la curățarea și amenajarea șanțurilor. Răspund primarul, viceprimarul, compartimentul de servire. Plus, beneficiarii de ajutor social, avizi de muncă. Termen permanent. Punctul numărul 7. Finalizarea construcțiilor începute. Punctul A. Control privind respectarea termenelor de execuție din autorizațiile de construire. Răspunde compartimentul urbanism. Termen permanent. Punctul 8. Întreținerea în bună stare a construcțiilor existente, repararea și zugrăvirea periodică acestora. Aliniat. A. Se vor realiza măsuri de întreținere în bună stare a construcțiilor de repararea acestora. Punctul B. Se va face inventarierea celor ce necesită executarea de lucrări de tencuire, zugrăvire, curățarea fațadelor și se vor stabili termene de execuție pentru fiecare locuință în construcție și în parte. Răspunde primarul, viceprimarul, compartimentul de servire. Termen permanent. Punctul 9. Curățirea și salubrizarea tencurilor și amărurilor, a cursurilor de apă, curățarea, salubrizarea și regularizarea pârâul Parava, pârâul Drăgușani. Răspund primarul, compartimentul de servire, beneficiarii de ajutor social, apă de muncă, în colaborare cu sistemul de gospodărie a apelor de acolo. Termen permanent. Numărul 10. Amenajarea terenului de sport, întreținerea curentă a zonelor verzi din comuna Parava. Răspunde viceprimarul și primarul. Termen permanent. La capitolul 2. Obligații instituțiilor publice, ale agenților economici și ale celorlalte persoane juridice. Articolul 2. Instituțiile publice, agenților economice și celorlalte persoane juridice din comuna Parava revin următoarele obligații. Punctul 1. Să întrețină în stare corespunzătoare imobilele în care își desfășoară activitatea prin efectuare de lucrări de reparații, amenajări și altor lucrări specifice. Punctul B. Să asigure repararea, spălarea geamurilor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și fațadelor imobiliare în care își desfășoară activitatea, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică acestora. Punctul C. Să asigure curățenia la locurile de depozitare, materiale în curțile interioare și pe cele terenuri pe care le dețin, precum și căile de acces. Punctul D. Să asigure igiena în imobilele și în incintele deținute sub orice formă, prin activități de curățare, dezinfecție și tratizare. Punctul E.
să depoziteze corespunzător deșeurile menajere, agricole, precum și materialele refolosibile. Punctul E. Să efectueze și să mențină curățenia trotuarilor, a părții carosabile, a străzii, a drumului și locurilor de parcare precum le folosesc și să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobililor și din incinta în care își desfășoară activitatea potrivit normelor stabilite de Consiliul Local. Punctul G. Să reprezinte, să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local pentru asigurarea igienii publice și curățenie localității. Punctul H. Să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice. Răspund conducătorii instituții, ilor agricole, economici și persoane juridice termen pe domeniu. Capitolul 3. Articolul 3. Pentru gospodărirea și întreținerea satelor, cetățenilor le revin următoarele obligații. Punctul A. Întreținerea și curățenia locuințelor deținute în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodărești, a curților și împrejurimilor acestora. Punctul B. Curățarea fațadelor, locuințelor și altor construcții aplasate la frontul străzit, tencuirea și supravegherea periodică acestora, potrivit măsurilor stabilite de Consiliul Local. Punctul C. Finalizarea construcțiilor începute, pe baza autorizațiilor eliberate, în condițiile și termenele stabilite de acestea. Punctul D. Repararea și întreținerea instalațiilor aferente imobililor. Punctul E. Menținerea curățenii pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii, a drumului, pe porțiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc. Punctul F. Îndepărtarea zăpezii și agheții de pe trotuarele din dreptul imobililor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri. Punctul G. Păstrarea curățeniei pe arterele de circulație și în locurile publice. Punctul H. Respectarea măsurilor stabilite din Consiliul Local pentru asigurarea igienei publice și a curățeniei în localități. Punctul I. Depozitarea deșeurilor menajere și a gunoaielor numai în locuri special amenajate de primărie. Punctul J. Curățarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice. Punctul K. Curățarea și întreținerea șanturilor, ligurilor de podețe aferente proprietății. Capitolul 4. Sancțiuni. Articolul 4. Nerespectarea sau neîndeplinirea obligațiilor stabilite de articolul 3.1.3 atrag răspunderea contravențională și se sancționează după cum urmează. A. Cu avertisment. B. Cu amendă de la 500 la 1000 de lei pentru persoane fizice. C. Cu amendă de la 1000 la 2000 de lei pentru persoane juridice. Prima altă de asta. Referat de aprobare. Da, doi, ce? Da? Nu are rost. Da, rost, da. Să mai poate de așa. Domnul președinte, cine dorește să ia cuvântul? Domnul Buc? Da, eu cred că n-am fost bine înțeles, dar nu e nicio problemă. O să mă refer numai la obligațiile Consiliul Local și Comunii Parava și alte mari Comunii Parava. Deci, eu vreau să luăm punctual. Pune așa. Deci, Consiliul Local are obligații, da? Pentru colectarea deșeurilor menajere, se va face prin asigurarea unor suficient de coșuri de gunoi care vor fi golite periodic, da? Am văzut că de multe ori coșuri de gunoi nu sunt într-un număr suficient și pentru asta putea să-mi spune domnul vice sau ce-au făcut. Dânsul mai făcut țarpă din alea ca să fie mai multe, nu? Așa este? Asta vreau eu, răspunsul la ceea ce a făcut dânsul. Curățenia și sanitarea dincolo așa mai lucru sub de cu cei de la ajutorul social ați făcut. Da? În continuare mai faceți și așa ceva, da? Aia are de muncă. Aia are de muncă acolo. Dacă ar fi să facem o precizare, în localitatea noastră, fiecare cetățean trebuie să dețină un tomberon. Noi acum lucrăm cu domnul primar la un alt sistem de aducere a tomberonului în localitate. Cei de la Romprez nu ne mai oferă tomberoane în avans, vor pe un tabel, persoanele fizice, juridice care, bine, fizice, că juridice nu au, trebuie să depună o cerere scrisă, după care facem tabelul și către ei să obținem tomberoane. Ce sunt acum pe teren tomberoane în Romprez și plus rămase de la Soma, reciclăm cu cei de la ajutorul social din pubelele mari, cele aruncate, boxele pe care le-am făcut noi și mai vrem să mai facem încă două, așteptăm de la Romprez sace pentru beturi și celelalte două tomberoane care vor veni pentru selectivul de acasă.
să nu mai fie cu noi amestecat, neanajerul. Da, aici aș avea și o propunere. Trebuie pus neapărat pe aceste tomberane, scrise exact ce se poate colecta acolo. Că de multe ori, vedeți, sunt aruncate la grămadă și selectate și neselectate și menajere. Trebuie să fiți mare ca să vadă tot omul. Da? Degeaba culorile încurc și nu chiar nu le știi. Trebuie scris hârtie, sticlă, plastic. Putem demonstra și prin poze că în fiecare vineri, colaborăm cu toți consilierii care ne sună sau ne informează unde mai văd anumite deșeuri scoase cam neconform la poartă, ne deplasăm la fața locului, batem la poarta cetățeanului, îl informăm, multe discuții, precum că eu plătesc stresat cu orice, cam asta e mentalitatea, așa, și cam ăștia sunt cetățeni acum. Ei, trebuie luptat pentru asta, fiecare conștientizarea asta a cetățenilor, durează, fiindcă noi avem acest serviciu de câțiva ani, alții au de zeci de ani și tot nu respectă, deci fiecare dată trebuie să ne conformăm. Bun, mai departe, întreținerea spațiilor verzi. Asta e cu posesorul, ați făcut așa în continuare, trebuie să faceți. Ne pregătim chiar domnul primar la prima oră ne-a informat sau ne-a dat măsură pentru învățare, în contualizare de arbuși, în construirea spațiului verde, evităm să avem măzărică. Aici, eu am observat apariția în rostii special pe șansurile la drumul 19 de Iușu spre Schirt și l-am analizat pe un vici mâine, voi vin să mergem să combatem această poziție. Nu e bun. Bun, mai departe, forțarea curățenie pe arterii circulate în locuri publice. Aici am o problemă, de fapt trebuia să vă spun personal. Aveți acolo la Troiță? Mai dați că vă vreți să consemnați fiecare punct sau doar să spun că... Nu, spun cam ce am ajuns, că mă rezum la partea asta și închei numai la atribuții Consiliului Local. Despre punctual despre asta. Lăsați că mai... punctual câteva care îl precedentă. Că nu, o să le iau numai câteva. Nu o să le iau la rând. Tot era problema, să mă uit. Domnul primar, s-o rup gardul acolo. Asta era problema. Care a fost accidentul la Troiță. Accidentul, da. Gardul ăla care trebuie făcut. Cine trebuia să-l facă până la urmă? Domnul Abagel, am înțeles. Asigurarea la mașină. Trebuia făcut cu asigurarea la mașină. Noi am informat proprietarul sau care a avut accidentul. Păi da, ia să dă timpul liber, să-l potențiareze, să-l repară. De mult timp. Îl face sau nu-l face, încercăm să-l reparăm noi, cu ocazia zilei eroilor, vrem să fie bun și dreptat când se poate. Echipa noastră lucrează acum la un pod, de asta suntem plini și cu alte reparații. Suntem nou cu cetățenii, control asupra tomberoanelor, că se aruncă orice și oricum. Și mai mult, și sat, și trebuie un pic de... Nu vreau să aduc aportul nimănui mai mult sau mai puțin, dar un domn consilier care ne sună fiecare dimineață la ora 7:30 de vineri, ori face și dumnealui un tur de comună, ori în deplasarea normală, la ora 7, el ne sună și ne informează punctele unde sunt probleme. Dacă vreți, vi-l spun, dacă nu, rămâne anonim. Adică nu suntem indiferenți. Avem și poze unde mergem, cum ne deplasăm, unde... Hai, suntem și înjurați, alții înțeleg și n-au știut. Informarea continuă. Asta era problema, nu se spune dumneavoastră despre ceea ce... Iar aici, domnul Bobov, chiar pot să vă dau exemplu. De câte ori trec lângă magazinul noastră, văd o selectare exemplară a peturilor și a cartoanelor, adică un exemplu. Dacă ați văzut să-mi discute de problemă, că ar trebui, zic eu, la eliberarea fiecare autorizat de funcționare a societăților, se prezentată această obligație de a selecta... Pentru că tot ce se selectează sunt bani. Da, așa. Mai mult o paranteză mică și închid, toți care se abonează acum la apă nu mai primesc autorizații de branșare dacă nu sunt cu tirul de proprietate, dacă nu sunt în regulă cu multe alte lucruri. Față de alții în care merge așa. Mai era ceva,
reprezentăm terenul de sport acolo. Parcă am văzut că eu... Terenul de sport nu a fost cosit. Vrem să cosim, dar cât a fost perioada asta de carantinare sau de... Da. Să nu dăm curs adunării copiilor de străbani, mai jucau mici de acolo, să mai puteau acolo. Nu știu. Dar am lăsat intenționat să nu, să nu se adune, da? Nu, ca să nu luat, acum mașină mai acolo. Da. Bun, și mai este un alt o etapă cu domnul Vici, era chiar cu dânsul, domnule, i-a urcat, sunt unii cu rea credință, sunt oameni, nu pot să-i spun nesimțiți, acolo merge. Domnule, aruncă punga cu gunoi, eram cu domnul Vici, m-am dat, aruncă punga cu doi trumari, la drumul chiar unde era găsit acolo. Trebuie să luăm o măsură, la noi nu există niciun fel, nu s-a dat nimănui niciodată măcar un avertisment sau o amendă, cât de cât așa cum am văzut cu privire la aruncarea gunoiilor. E păcat. Da, așa este. Sincer, încercăm cu... Ne-am gândit la o bază ascunsă, la... Nu, domnule, domnul primar, asta e semnalul o persoană primării care poate să avertizeze, să amendeze aceste chestiuni. De ani de zile discutăm și... De amendat nu, ca să dea amendă trebuie să aibă statutul de agent constatator. Dacă de avertisment, oricine poate avertiza. Primărie, în special, domnul Vici, acolo pe sacele pe care vrea. Fără amendă nu. Acest constatator nu poate fi nimeni? Deci? Nu poate să fie. Poliția locală. Poliția locală. Și nu colaboră? Cu care? Nu, nu, poliția. Poliția locală, nu avem poliția. Deci face din cadrul primării, de semnă pe cineva. Este nou peste din cadrul primării. Asta vreau. Îi dai chitanțier, îi dai aia și merge pe... N-ar fi sau teren. De procesul de la contravenție. De-a partiționat avem cu tot din contravenție. Problema mea e că în momentul în care, nu știu, să spunem domnul Nici, prin o sancțiune, unul dintre noi n-are importanță cine, mie, dar eu o contest, în calitate de ce domnul Vici mi-a dat mi-a dat. Ați aruncat cu noi, primarul Jirașul. Nu sunt o persoană în primărie, pregătită pentru ceva. Primarul Coanii. Prin o hotărâre a Consiliului Local face un proiect de hotărâri, stabilim, taxii noastre există legea. Există, poți să fie. Păi dacă v-ați uitat la capitolul 3, sunt sancțiuni, da? Păi da, și ce le aplică? Cine aplică acolo problema? Și de ce ne mai plângem? Că sunt cetățeni care nu respectă. Păi normal, dacă știi că nimeni nu te va face la răspundere niciodată, nu faci pentru că poți. Bine, ce e rău care aruncă și nu poți să-i prinzi, pe cine sancționezi? Adică, dar sunt și care pot fi. Da, prinzi, dacă ai chitanțierul la buzunar, găsești. Ieri am vorbit cu domnul consilier Tomozei, chiar m-am adresat unui cetățean din Drăgușani, care aruncă în mod, nu știu, jucrăvește casa, o dărâmă, ce face că ne umpli tomberonul la mare de 1000 de litri după golirea un preț la 5 minute. Doamna s-a supărat, a început să amenințe, chiar soțul ei este viceprimar într-o localitate și am rugat-o să-l întrebe și pe soțul ei cum e procedura și ce înseamnă cu noi menajer. Dar, de pe 1 luna 6 vom merge pe Vraie și pe alte segmente să vedem cine aruncă în spatele proprietății și așa putem măcar să dăm avertisment. Nu, Vici, poți să nu există așa ceva? Trebuie să înfirem la poliția locală. Unde de ce există așa ceva? Nu are calitate. Nu se mai are calitate, domnule. Tu moare! Cum să nu moare? Lăscă-o, văd eu să citesc legea și o să vadă în știința o plătate. Dar aici nu are nimic. Doamna secretar! Nimic. Deci părerea mea asta, ca jurist, putea o persoană din cadrul primării să fie pregătită pentru așa ceva? Da, se poate. Ați auzit, domnul primar? Desemnată și sunt puteri de astfel. Ei, da, chitanțierul, da, nu! Deci, trebuie să aveți în vedere acest aspect. Acea persoană, dacă se poate, ar trebui să fie școlită. Trebuie să fie să aibă curs de inspector de mediu și atunci ar putea. La asta se referă, doamna secretară. Nu, dar la noi trebuie să ai cursul de inspector când vrei să am cu gunoi acolo. Da. E cu căruța mea. Îl prinde om în față. Ia dar la mine. Ce e asta? Nu, nu, prinză. Nu, nu, e o protez, are dreptate. Prinză, prinză, o protez. Da, o persoană, facă cursul ăla, dar trebuie să începem o dată chestiunea asta, că altfel nu rezolvăm. Eu aș merge mai mult pe conștientizare.
așa o politică de conștientizare a populației? Nu. Marea majoritate a cetățenilor. Cine face politica asta? De 30 de ani tot conștientizăm. Toți. Primăria și Consiliul Local. Da. Da, discuție. I-am spus vecinului meu să nu mai arunce gunoaiele acolo în tomberonul la mare, nu mai buruie, nu mai petroaie, aruncă cu molozul de la el și domnule, eu unde la oraș? Băi, fraților, tu stai la bloc la oraș, nu? Ai la țară aici, tu acolo la oraș așa faci, arunci, păi nu, că nu avem voie. Și aici ai voie, bă. Aici este voie să arunci. Uși, după discuția asta, să o mai repeda? Da. Și nu ce să faci, bă? Mai cu și acum uitați tomberonul, treci pe uliță la mine și o să vedeți că așa este. Pentru că nu există, nu se ia nicio măsură. La oraș există. Deci, da, 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 da. Acolo de-aia mea de azi, da. Da. Așa merge. Deci, da, la oraș, aici nu mă, aici nu mă, aici nu mă. Păi atunci ăsta ar mai avea capitolul ăsta sancțiuni, nu? Da, am mai spus așa cu gunoi. Și normal, de asta plătim domn primar cu noi, pentru că pun cantități foarte multe din... Și cu noi plătim cu toții. Și plătim cu toții, de-aia s-au ridicat taxa. Cu gunoi, iar acum un an mi-am întrebat domnul de primar. Nu mă dreptate, nu mi-am întrebat. Și voi, dar voi ce faci? Toată ziua am urmărit taxele la gunoi. Uitați, dacă tot venim vorba, vineri vă invit la o deplasare pe teren, pe tot Consiliul Local, pentru informarea cetățenilor și așa nu mai sunt discuții, că m-am dus eu cu domnul primar să dăm în alte chestii, că ne-am dus la cei care, nu știu, poate avem ciudă pe ei sau ceva, mergem cu toții, o să ne vadă pe toți împreună și facem informare. Dacă îmi permiteți, domnule vice, ați avea mai mulți dintre noi prezenți, dacă ați propune asta pe 21. Trezării sărbătoare. Ok. Nicio problemă. Așa zic. Nici nu vreau. Pe 21, dacă... Și venim mai mulți, că tot ne-am dorit. Dar nu ne bate, doamne, pe 21, nicio problemă. Pe 21 nu sunt foarte tomberoane, așa că te duci la tomberon, așa că-i văzut și-i zic. Putem constata pe 21. Normal, pentru informare nu contează. Necesarul de piatră putem să-l constatăm. Iar noi, vineri, din cadrul cu primării, verificăm dacă au măcar un înțeles. Discuteam cu fiind anterior. Vis-a-vis de necesarul de piatră, aveți dreptate. 21. Deci pe 21 se face. Și pe 21. Putem, rămâne putem și vine, cum spune domnul vice, putem și... Nu, nu, rămâne pentru joi, nu mă deranjează. Știu că... Consemnezi? Da. Știu că ați avut inițiativă și ați scris pe pagina noastră. Nu e o problemă. Și? Fiind sărbătoare, cred că... Ne sincronizăm să vină mai mult informații vietă. Nu e o problemă. Dacă nu mai are nimeni... Da, băi, am o problemă de-a dat. A, cum este? Plus 3, 6, 7, 7, 8. Domnul Ciucătanu, domnul Filibaș, ați spus amândoi la primul. Nu contează. Nu poți dumneavoastră, da? Nu contează, e important să vorbim pe rând, că ne înțelegem. Da, da. Ok, am înțeles. Am vrut să ating și eu punctul 10 de la capitolul 1, referitor la terenurile de sport. Am văzut că domnul Boboc a spus, dar cred că s-a referit la terenul de pe Comuna Parava, da? Eu am vrut și am zis acum vreo 2 ani, am vrut să inițiez un proiect, dar văd că dacă e prins aici ce rost are, nu are rost proiect în moment ce este prevăzut în capitolul ăsta. La Teiuș, băieții de acolo îmi spuneau că n-ar mai fi terenul cât a fost. Bine, exceptând faptul că s-a făcut puțul acolo, dar măcar așa un pic amenajat, eventual îndreptat, când s-o putea și când s-o și permite ieșirea la activități sportive, mai cum a fost odată, e bine de amenajat așa acolo, să ne îndeplinim și acolo sarcina asta. Mă scuzați, solicitați amenajarea terenului de sport din satul Teiuș. Da. Acel teren nu are statutul de teren de sport. Nu se poate face. Să ia pe zi... Inițiați un proiect. Ar trebui să dăm o proiect de teren, iar este teren agricol. Păi, acolo, fiind ca o tradiție să iasă tineretul de acolo și nu doar cei tineri, puteți să inițiați dumneavoastră un proiect de hotărâre, eu doar am amintit lucrul ăsta ca să nu se uite, că există și acolo inițiativă în ce privește activitățile sportive, mișcării pentru sănătate și mai departe. Apoi... Ce de faci? Poftim? Da. Aleată comisia.
La capitolul sancțiuni deja ați atins și am discutat problema și acolo trebuie de făcut ce trebuie. Când tot ne-am plâns în diferite ocazii la mai multe ședințe de cei care sunt cu exploatațiile agricole, că trec pe teren. E adevărat, dacă nu îl tragi la răspunde și nu îl sancționezi măcar o dată, omul știe, a mai zis, o să mai zic și o altă dată, asta e, ce să fac. Pur și simplu, curăță-l măcar la modul grosier să ai la tine ceva, înainte să intri pe asfalt, că ne mândrim cu asfaltul, dar dacă e plin de pământ, nu îți mai vine să te mândrești. Vine unul altul și ți-l murdărește, parcă te sfidează. La fel, deci la sancțiuni, trebuie, acolo nici dumneavoastră nu puteți, nimeni nu poate ce a făcut, n-a făcut nimic. În dreptul roman era stipulat că acum 2 ani să nu ieși cu plugul plin de pământ pe șosele. Eu așa am văzut când am învățat la școală. Deci acum 2000 de ani erau mai bine puși la punct cetățenii Imperiului. Domnul primar, nu fac probleme, da, să fim la capitolul cu procesarii cu hotărâri, e un cetățean din Răgușa, nu mai nu ziceam un schimb la cineva, a curățat un teren, nu știu cum îl cheamă, dar stă lângă preoteste, e venit el de lângă preoteste. Grosul, Petrică. Ei, a dat pământul dintr-un șans de la vecina lui de acolo, dar tot molozul în șansul ăla betonat. Domnul vici, duceți să-și puniți în vedere, să-și ia de acolo molozul. Dacă vine apa și o ploaie, eu n-am văzut molozul și am văzut destul de acolo. Dar de acum o făcut. Acum au curățat un gard de la dezavidică asta lui și a dat tot molozul ăla dată în șansă. Au curățat. Dirigent asta? Da, două zile, că eu am fost la Dan Iuțu de a reparat-o. Nu știu. Și în fața porții lui? Nu în fața porții lui. Mai la vale, vreo 50 de metri de el, pe stânga. Pe stânga. Da. Da, la Victorița. Trebuie să ajungă astăzi acolo. La deci, spuneți-i când să-l ia. Că i-am spus atunci, că am să-l iau. Eu zic, de fapt, vecine. Băi, eu zic la Nicuțu, băi, dar era ăla de acolo. Era asta, că am să-l iau. Ne deplasăm asta. Nu e păcat, adică de toți. Băi, omule, dacă ai curățat acolo, lași în sanț, șanțul ăla e betonat. Plus ar trebui, domnul vici, toate șanțurile și din Răușa nu luptam acolo. Trebuie curățat. S-au curățat, dar vin, iar. Da, trebuie curățat, luat cu bultă sau cu cic, sau cu camionul și cu oameni, cu lopiezele, că nu se poate face asta. Betonat. Nu betonat, că sunt betonat. Sunt betonat, curățat. Trebuie curățat. Nu se știe, poate nu s-a învățat secetă, dar poate vine niște ploi mari și iară să zică lumea, uite, primăria nu a luat nicio atitudine. Au fost curățate anul acesta, să le curățăm în continuare. Bine, doamne. Nu, au fost. Erau curățate, erau curate. Eu vă spun că nu au fost curățate. Unde, domnul Florin? Uite și la școală la Drăgușa, uite un exemplu. Mergem acolo, oate acolo mergem. Să vedeți ce este. La școală la Drăgușan, de vreo 3-4 ori au fost balovinurile depuse în, depuse în șanț, dar tot continuă, adică... Bine, domnule. Se depune. Da. Domnul Cimătar, vă ascultăm. Da, vă ascultam materialul prezentat de domnul Ghici și aș mai avea ceva de adăugat la acest material, care nu am văzut să fie menționat. Deci, menținerea unui codeț în stare de funcționare pentru a avea acces puteți-mă refer peste pârâul, da, comunală, așa. Pentru a se putea avea acces la terenurile agricole. Un. Al doilea. Menținerea în stare de funcționare a drumurilor care fac legătura cu terenurile agricole extabilă. Puțin mai rar, deci menținerea codețelor în stare de funcționare, da? Da. Sau în cazul care nu sunt, ar trebui să ia măsuri ca să fac asemenea codețe. Lucru care este în orașul legea 80. Primăria avea obligația asta. Al doilea, menținerea asta de funcționare a drumurilor care fac legătura cu terenurile agricole. Nu este el extravilat. Deci, nu. Da. Mai sunt rupturi, mai sunt dărâmături, mai sunt... Reprofilare. O să reprofilăm. Da, cum atât. Tu sunteți la chestia cu la terenurile agricole. Unde s-a veturat un primar, unii dintre proprietari au tras pământul în șansă de veturat. Am văzut. Da. Peste părâns sunt multe perioade unde nu ai acces, n-ai cum să mergi. Și ești avea acces să ducă pe unde. Da, de ce este acces, spune, să se ducă? Trebuia să culează. Sunt făcute codeții. E, dar eu omul vrea pe acolo, el. Trebuie nu să-i vrea pe acolo, dar dacă n-ai trebuie să o colegi cât din 2-3 km. Are, domnule, ce să știi? Noi, o coleg de la Registrul Agricol și unde a făcut
și identificăm persoana, vom... Nu 2 km, vorba de 50 de metri, 100 de metri, da. Nu, 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 vom merge toată localitatea și dacă au făcut înfundări de șantă și altceva, vom face referate. Sau informări de... Unde mergem pe rând și noi, acest lucru, când de când... Dar la părând, la ce vă referiți concret? Că nu știu. Dar exemplu, la fața locului, nu la fața locului. Păi nu, zic, da, exemplu. Eu să fac un pot sau cum? Nu, trebuie. Da, nu, pe rând ai cum. Cum de? Nu, primăria are obligație de a menține funcțional, deci trecerea... Dar eu nu fac cum e pot. Deci căinile acces, câte trebuie a timpului. Sunt anumite poteți care sunt făcut din proprietar, dar primăria poate ajuta în acest scop. Aceea sunt accese private și nu poate primăria cheltui bambiere. În prima întrebare, legea 18 spune clar. Primăria are obligația de a menține accesul și a către... Accesurile care sunt ale primăriei, da, de acord. Dacă dar nu cum primăria vine și face un podeț în spate de casă și de cuțul de votar, care nu trebuie să vezi totul. Vă dau un exemplu, chiar în capul satului, da? Unde a fost podul ăla, la iarna mea de acolo. La Barat, bă, nu-i am la Barat. Drumul ăla, podul ăla, aproape, e deteriorat. Ar trebui doar să luat din măsuri acolo ca să facă, să treacă proprietarii și dincolo. Treci fiecare din părul, care cum pot. Va pun o dală de beton, va pun niște lemne improvizate de acolo. Deci cât de cât ar trebui luat în măsură. În mod normal, drumurile de exploatare și acel baraj de acolo sunt în proprietatea IELIF-ului. Yeah. IELIF-ul nu funcționează decât cu trei funcționari la Bacău și nu știu ce mai fi avut la Galața. De predat nouă în unele repredă, pentru că își pierd obiectul activității, de întreținut nu le întreține. Deci ce-am putut acolo, pe unde a derulat proiectul, cum ar fi drumul dealul Drăgușani, cum ar fi drumul spre Carpă, le-am preluat mai mult abuziv pe motivul că am avut proiecte de derulare, da? Aducerea de apă la bazinul din dealul Drăgușani, aducerea de apă la bazinul din dealul Drăgușani. Doar atât. Da, domnul primar, am o listă, în jur, vreo 20 de proprietari, care sunt peste pe rău. Știu, știu proprietari. Vă pot normal, ei trebuie să treacă peste acel pot și trebuie să treacă în loc de acces pe malul Brău. Pe malul Brău trebuie să fie drumul de acces la proprietate, mai ales că face parte din alta majoră a Brăului. Da. Totuși, întreținerea podurilor, cine o poate face? Cine? Dar trebuie să o facă el în lift. Și ne-a dat am zis că avem utilaj, am zis ceva... Păi, noi cu utilajul să îndreptăm acolo, facem lucru. Dar tu de vreo, nu puteam să facem investiții. Dar e bun, nu știu nimeni să... Eu dau un exemplu la mine. Eu am plătit și am adus date din beton, că la ea să rezolvă de acolo, dar trebuie un pic mai lat, totuși se poate intra și cu tractorul. Dar ce poate rezolva din bun, nu rezolvă bun. E bun, tu pe teren, cine de-a primăria? La cetățenii care are primărie, ce este primărie? Și nu trebuie să facă primărie, pot. Păi nu, dacă nu este proprietatea... Păi nu ne luați în poze, dacă nu are de 30. Dacă nu are până de 30, nu ne luați în poze. Nu aș luați în poze. Dacă nu poți să nu luați în poze. Primăria... Trebuie întreținut drumul. Drum de acces, cea comunii parată, drumul. Da, da, dacă e drum de acces, da. De acord, dacă este drum de acces. E drum de acces. Păi nu, dar drumul de acces nu-i, că e numai până la pod. De acord. Adică dacă uităm pe planul ca la stare, trebuie care este drumul de acces. O iepă, dacă nu vă dăm, nu se mai circulați din podul. Chiar lor. Cetățenii nu pot circula. Ba da, poate să circulă. Că dacă drumul este drum național, cetățenii nu circulă pe drumul național. Sau dacă este drumul de județean, cetățenii nu circulă pe drumul de județean. Deci îți lucrare timpului, îți interesul. Și primăria de plătește taxă la OIF. Haideți să ne înțeleg. Deci este lucrarea, investiția IELIF-ului de interes național. Deci poate să treacă oricine pe podul ăla construit de IELIF, de barajul de la Valea Părătă. Dar pentru ce ar trebui să accepte o taxă ca să poți să-l încățână, să se cu ce plătic, eu de unde îți plătesc? Sau să-l facă. De unde plătească IELIF-ul? Da, de unde îți plătească? Iau bugetul. Bugetul lor, da? Este agenție națională. Ar trebui să facă acest buget, face spot, să treacă cetățenii din obiectiv. Dacă e o intervenție, trebuie să treacă lumea. Doar de preprofilat, nu când a fost. N-ați o dat picuțul bun, doar cum n-am. O
fost un pic sub costuri, dar și pe partea asta, pe de sub nată. O fost, n-ați văzut dumneavoastră? Ei, n-am văzut, dar eu personal am dus materiale acolo și am văzut. Ați recomand ce-i bine ce-i bine. Fost la părut, parcă e rog. Mă înțelegeți. Localitatea e mare, nu doar un drum avem, adică e luat la rând. Da, dar vă rog să aveți în vedere. Avem în vedere, cum sunt. Vă mulțumesc. Cu plăcere. Mai doriți de cineva să ia cuvântul? Nu. Să punem la vot primul proiect de hotărâre. Cine este pentru? Unanimitate de voturi, împotrivă, abține, niciunul. Domnul primar, aveți cuvântul la al doilea proiect de hotărâre. Ați închis o serie de asistență și o prezentare de limitită. Proiectul de vedere privind achiziția unui serviciu de asistență și reprezentare juridică. Consiliul local al comunei Parahul de Sebacau vă dă vedere. Referirea articolului 1 aliniatul 2 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 26 din 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei grantiare și de modificare și dotarea unor acte normative, analizând exprimarea de motive a primarului comunei Parahul, raportul doamnei Volba Irma Maria, secretar general OAT, comuna Parahul de Sebacau, avizul favorabil al comisiei de specialitate și în temeiul prevederilor articolului 109 aliniatul 3, articolul 129 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Aprobarea achiziției unui serviciu de asistență juridică și reprezentare justiției și apărării intereselor OAT, Comuna Parava, Primăriei Comuna Parava, Consiliul Local al Comunei Parava, Comisiei Locale de Fond Funcțional Parava, în procesele în care acestea sunt parte aflate pe rolul instanțelor de judecată. Articolul 2. Se aprobă împuternicirea primarului Comunei Parava, județul Bacău, domnul David Costel, pentru a semna contractul de asistență juridică și reprezentare în instanța primăriei Comunei Parava, județul Bacău, cu eventuale acte adiționale, împuternicirea avocațială, precum și orice act procedural ar fi necesar derulat în legătură cu obiectul acțiunii ce se va formula. Articolul 3. Prin urmare, secretarul Comunei Parava, județul Bacău, prezentă autorizarea, va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată Instituția Prefectului Județul Bacău, primarul Comunei Parava și compartimentul de specialitate. Suntem cumva obligați să avem acest contract în cazul apariției unor procese pe la instanțele judecătorești. Am avut procese, vom mai avea, fie pe fond funciar, fie de altă natură. Am înțeles proiectul de hotărâre pentru încheierea acestui... Dar cine îi obligă, domnul primar, să fie? Da, ușor, domnul, la cuvânt, domnul Tomazin. Cine îi obligă? Disciplină. Spunea cine îi obligă? Nu obligă un for. Nu. E vorba de situația de fapt. În mod normal, eu ar trebui să merg la instanță și să susțin cauzele în care este implicat OAT Parava, Consiliul Local, mă rog. Datorită volumului foarte mare de muncă pe care l-am, îmi este practic imposibil să fac acest lucru. Trebuie să înțelegeți că juriștii sunt ca și medicii. Și anume, fiecare se specializează pe un anumit domeniu. Eu sunt specializată în acest moment pe administrație. Asta nu înseamnă că știu și drept civil, drept fiscal, drept penal, drept procedural, care sunt extraordinar de vaste. Ca să mă pun la punct, ar însemna să pierd săptămâni bune în care să nu fac nimic altceva decât să învăț carte. Pentru că eu am învățat toate lucrurile astea, dar am învățat acum 20 de ani. Da? Între timp, pe lângă faptul că s-a modificat legea, intervine și uitarea, pentru că sunt și eu om. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, în momentul în care suntem implicați într-o cauză, da? Trebuie să mă duc la judecătorie, la arhivă și să pierd cel puțin 2-3 zile să studiez un dosar. Asta înseamnă că toată activitatea mea din primărie se blochează. Pentru că nefiind eu aici, se blochează activitatea primăriei. Asta e meseria mea, n-am ce să fac. Sunt, practic, în imposibilitatea de a acorda asistență juridică în procese, repet încă o dată, în procese pentru primărie. Legislația a prevăzut acest lucru și ne-a dat posibilitatea să încheiem contracte de reprezentare juridică. Din ce am văzut eu...
singurul lucru care îmi permit să fac, pentru că pot să fac de la birou, este să fac întâmpinările. Adică ce înseamnă asta? În momentul în care cineva ne dă în judecată, avem dreptul, nu neapărat obligația, dar avem dreptul pentru a putea invoca pe parcursul procesului excepții, da? Pentru că dacă nu fac în această întâmpinare, pierdem un drept procesual și pentru a nu pierde dreptul procesual, eu fac întâmpinările și vin cu contrapartidă la acuzațiile care mi se aduc, de obicei. Și apoi predau cauza domnului avocat, care o duce mai departe, până la finalizare. Pentru că îmi doresc ca primăria să fie cât mai bine reprezentată, pe de-o parte. Pe de-altă parte, există cauze pe rol, sau vor exista, mult sigur vor mai exista, în care primăria poate pierde bani serioși. Se cer daune morale, se cer, sunt foarte multe lucruri. Daune morale, daune compensatorii, daune interese și mai știu ce. Și atunci prefer să plătim o anumită sumă care nu e deloc mare, din ce mi-am dat eu seama, nici am vorbit cu colegii mei, pentru că se face achiziția pe SICAP, se face. Dar să am siguranța că, într-adevăr, interesele primăriei sunt foarte bine apărate. Doamna secretară, dar am înțeles că primărie mai fi cu studii juridice personalului din asta. Nu, nu mai e nimeni. Cu studii juridice nu mai e nimeni. Ba da, vă gândesc doamna Tufani, da? Doamna Tufani nu are studii juridice, n-a terminat dreptul. Nu l-a terminat? Ba da, o terminat dreptul în rogatul la Polonia și după aștept un alt specialitate. Doamna primar, nu a terminat, nu este absolvent de facultate. Doamna, doamna de acum nu are și dreptul? Nu, una e să ai master și altceva să fii licențiat în drept. Da? Pe diploma mea scrie licențiat în drept și doar licențiați în drept pot să aibă calitatea de apărător într-un proces. Atât, așa cum prevede legea. Doamne, e pe administrație publică? Da, e pe administrație publică, nu e pe drept. E altceva. Eu aș avea și eu o problemă. Vă mulțumesc. Cum s-ar putea reduce sau, ce mai zis, elimina aceste situații neplăcute? Ca să ajungem prin tot felul procesul. Eu zic că dacă s-ar face vehicarea datoria corect, nu am ajuns la așa ceva. Domnul Colab, aici nu se treabă cu dumneavoastră, îmi pare foarte rău. Dumneavoastră nu știți, practic, pentru ce vine omul să dădea în judecată, da? Păi are niște motive întemeiate, care sunt plecate tot de aici. Nu, chiar nu are motive întemeiate, asta e problema, chiar nu are. Din păcate, sunt foarte mulți avocați care fac capul mare la oameni, ai dreptate, îți voi câștiga procesul, dă-i în judecată că-i blob, le luăm nu știu ce, nu știu cum, da? Și omul crede, pentru că nu e de specialitate. Și eu degeaba îi spun adevărul omului, domnule, nu mai ai dreptate, uite, legea nu-mi dă voie, uite, nu se poate, nu știu ce. Omul nu înțelege, pentru că este perspectiva câștigului, da? Și spune, a, păi asta era așa dracului și nu vrea să-mi dea nimic. Dacă nu are dreptate după legi, nici nu are dreptate. Categoric, dar până atunci ne dă înșteptate. Dar ai făcut bine aici? Categoric, dar până atunci ne dă în judecată și noi trebuie să ne apărăm. Da? Pe speță mai domn primar, dar eu trebuie după mine că nu sunt chiar așa de mulți oameni care de dă în judecată primăria. Că nu sunt, dar noi... Deci, 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 contractul nu va fi cu abonamentul lunar, deci va fi pe spețe. Așa, dar nu va fi dacă într-o lună nu avem activitate la, sau două, sau trei, sau un an, nu. Deci va fi pe spețe. Domnul raport de activitate lunar, da? În baza raportului de activitate lunar este pe dacă are activitate lunar. Dacă nu are, nu avem nicio treabă cu. Nu vedem unde sau mai. Haideți să vă dau o speță. Dați mai multe detalii. Astăzi dimineața când am intrat în curtea primăriei, am fost cumva luat cu asalt de către vecina noastră. Pentru că săptămâna trecută am avut o activitate împreună cu Deogazul de toaletizarea vegetației de subreția de alimente și de joasă.
La vecina Vogod era un zarzăr în mașina gardului care era crescut sub rețea și a plecat spre drum. A fost tăiat, eu nici n-am sesizat că a fost tăiat, pentru că noi am contribuit cu băieții de la 416, au fost reprezentații de Elgaz, reprezentații firmei noastre care avem contract de mentenanță pe lunat public. Și m-au venit și m-au întrebat, unde-i copacul? Este care cu copacul? Este pe copacul care mi l-a tăiat, că ați făcut un abuz, că ați intrat în curtea mea, că nu intrați în casă, că... Da. Cu telefonul meu înregistrat, am impresia că a fost cu telefonul în tot discuția noastră. Concluzia care e? Merge la instanță. Da. La poate meargă, și la instanță, instanța poate interpreta, a, violarea de domiciliu. Da. Deci, nu a trecut nimic. O obligat fie el, că și-a nu-i treaba de acasă de domici. Nu, nu. Este o este hotărârea... Nu, este hotărârea Comitetului Județean pentru situații de urgență și vorbim de prefect, primările se ocupă de toalizarea vegetației de sublinele de înaltă și de joasă. A spus că nu e adevărat, de-al cazul ar trebui să-și facă treaba că este furnizor de energie și facturează. Exact cum noi suntem furnizor de apă, facturăm și încasăm apă, am obligație să vă intervin la avarie și să o remediez cât posibil mai repede. Am discutat cu domnul de la Delga și primit și înfruntă hotărârea în față, da? Uitați, domnul primar, aveți hotărârea Comitetului Local de Situație de Urgență, urmată de ordinul prevenitor. Aveți obligația asta. Asta înseamnă că noi ar fi trebuit să avem contracte cu firme de alpinism sau cu firme specializate care au nacele, au macarale. Așa că am evitat acest contract, am folosit bulul nostru, scările, scara noastră și scările de la firma de mentenanță în lunat public și am încercat. Unul mi-a spus reprezentantul Ion, aici trebuie tăiat, am tăiat. Fără să facem exces. Domn primar, înainte, pe timpul lui Ceaușescu, nu avea oameni unde să-și pun un pom fructifer. Îl punea în drum, îl punea lângă gard și îl picau gard. Dar acum i-a dat pământul, facă și-i vadă, domnule. Pământul 2 metri de la gard, 2 metri pentru pom fructifer în curte, iar munci la 4 metri, așa știu eu. Deci există legea publicului. Dar direct nu cu cealaltă, la Neagelul, care stă așa, în șosea asta, la Neagelul. Și pe timpul Ceaușescu și pe timpul democrației, a funcționat totdeauna legea publicului, care reglementează clar distanțele de plantare față de limita proprietății. Da, dar oamenii erau nevoiți să-și pună. Acum că și-i taie, la Neagelul Meridic. Vă place lucrul ăla cum se așa a plecat? În șosea, jumătate în șosea. Nu, dar ce zic? A zis și tu ce te faci? Am văzut cu dinamnă, cetățeanul să înțelegi. Nu, 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 am pățit ceva? Domnul Tomoze, nu promovați nerespectarea legii. Într-adevăr, nu cu are legea lucrurilor, da? Dar cu aviz de tăiere, acolo unde domnul primar spune că are și cadrul legal pentru toaletare comune, obține avizul, avizul și l-a tăiat, pentru că mi reprezintă un pericol, dacă spuneți că i-a plecat pe jos. Dar nu se taie de jos, se toaletizează doar la o anumită înălțime. Mai ales la viitor o parte din el. Dar nu ai fost să-l în drum cu... Eu spuneam doar că nu există să nu se poate, mai ales că sunt fieri. Și am lucru în curtii, pe care au venit, am urcat oameni, l-am luat un libertizat frumos. Ne-am îndepărtat de la spune. Eu v-am dat un exemplu ca o scheță care urmează să gândați legată. Dacă între timp s-o răzgândi sau îl vedea, probabil că ne dăm și că degeaba. Discutăm despre ce asta. Dacă trebuie discuta cu cetățeanul trebuie după care. Asta nu dați cu banii cetățeanului. Da, îmi permis să vă mai dau un exemplu, apropo de faptul că domnul Cipotaru îmi spunea că noi trebuie să preîntâmpinăm asemenea situații, să evităm să ajungem în situația de a fi dați în judecată. Vă dau o speță ce mi s-a întâmplat. Cineva a venit, mi-a solicitat inițial anexa 24, în vederea dezbaterii succesiunii și acolo eu trebuia să trec toate bunurile mobile și imobile pe care le avea decedatul. Numai că
colegele mele m-au atenționat și mulțumesc în continuare pentru lucrul acesta. Mi-au zis, doamnă, chiar dacă aduc un act de proprietate, acel act de proprietate nu mai este valabil, pentru că ei au vândut imobilul respectiv și nu mai au practic tot imobilul în curte, au doar o baracă, o anexă, o ceva, dar nu au imobil în sine. Ok. În situația asta m-am deplasat la fața locului să văd eu despre ce este vorba. Într-adevăr, am constatat acolo că nu mai există. Casa există în sine, dar din citirea contractului de vânzare-cumpărare rezulta că a fost vândută și a rămas doar o anexă. I-am explicat doamnei respective că nu pot să-i trec în anexa 24 acel imobil așa cum vroia ea și pot să trec doar anexa. S-a supărat foarte, foarte tare, s-a supărat, a plecat fără să-mi spună niciun cuvânt, iar a doua zi primesc un telefon de la un domn avocat care îmi spune că lucrează la o cerere de chemare în judecată a primăriei pe de-o parte și o plângere prealabilă pentru abuz în serviciu din partea mea. Pentru că doamna respectivă s-a dus la domnul avocat și i-a spus, deci oamenii înțeleg cum vor ei. Eu deși spusesem de 2-3 ori chestia asta, ea tot l-a înțeles. Îi spusese că nu vreau să eliberez anexa 24. Deci eu i-am spus că îți eliberez anexa 24, dar îți trec doar imobilul cu care figurez la registrul agricol. Dacă nu îi dai actul omului așa cum vrea el, spune că nu vrei să-i dai actul, nu că îl dai, dar în condițiile legii. I-am explicat domnului avocat despre ce este vorba. Într-un final a înțeles omul și a realizat că n-ar avea șanse de succes dacă ne-ar da în judecată și a lăsat o baltă. Dar s-a întâmplat că m-a sunat acel avocat. Dar dacă avocatul nu mă suna și mă trezeam cu cererea de chemare în judecată, cum preîntâmpinam asta? Spuneți-mi și mie. Cum puteam să preîntâmpin? Ai câștigat dacă n-aveau dreptate? Evident că mă câștigau. Nu zici. Dar trebuia să reprezintă. Nu zici. Da, evident, domnul Pișcoare de Rol. România au ce se poate. Așa. Dar ideea principală este că noi trebuie să fim asigurați că dacă suntem în judecată, dați în judecată, îmi cer scuze, atunci avem posibilitatea să ne asigurăm o apărare cât mai bună. Aceasta este rațiunea pentru care domnul primar a inițiat acest serviciu, acest proiect de hotărâre. Aceasta este rațiunea pentru care eu am făcut raport de specialitate în acest sens. De domniile voastre depinde dacă dacă vreți sau nu să-l aprobați. Nu e... Eu mi-am făcut datoria, deci nu poate să mi se spună, doamnă, nu ați încercat să faceți acest lucru. Repet încă o dată, vineri am scos la imprimantă procedurile pe care eu trebuie să le aplic în calitate de secretar și am realizat cu surprindere că am 400 de atribuții conform legii, fără a mai adăuga pe cele de fond funciar. Și am zis, mamă, e de bine dacă am 400 de atribuții. N-am realizat că fac atâtea, dar le facem. Ei, nu mai pot să fac și, repet încă o dată, și reprezentare și asistență juridică. Dar nu mai e nevoie, dar eu să vedem la locația ceva, doamna, să vedea la punctul ăsta. Adică nu e nevoie. Dar de ce să pierdem? Dacă nu am făcut bani, n-am făcut fapt de lapidat, n-am făcut nimic, nu să pierdem. Suntem dați pe penal, încă o dată vă spunem. Nu e vorba de penal, pentru că dacă suntem dați pe penal, nu suntem pe persoană juridică dați. Eu aici propun pentru apărarea intereselor OAT-ului ca persoană juridică și asta înseamnă procese penale, procese civile, da? Da, nu înseamnă procese penale. Pe penal suntem dați o persoană fizică și fiecare se apără cum consideră de cuvință, da? Dacă doamnă ferește, eu sunt dat în judecată pe penal, atunci eu trebuie să mă apăr pe mine sau mă duc la un avocat sau lucru de genul acesta. Repet, încă o dată vă spun, fiecare jurist se specializează, așa cum fac și medicii. Da?
Nu înseamnă că dacă ai terminat facultatea de drept, înseamnă că știi totul. Nu, știi bucățele. Dar asta nu înseamnă că știi totul. Îmi dați voie ca să completez un pic la, la acest punct. A spus la proiectul numărul 2 achiziția unui serviciu de asistență și reprezentare juridică. Da? Ca să fie mai bine înțeles, mai bine înțeles de colegi, ar trebui mai adăugat câteva cuvinte. Deci când este necesar achiziția unui serviciu de asistență și reprezentare juridică, când este necesar, nu permanent. Domnul Ciubătă, asta s-a spus deja. Păi nu. Permanent, cer permanent. Nu permanent. Așa cer. Dumneavoastră cereți permanent? Da. Este permanent, dar este plătit în funcție de ce prestează. Adică să nu dăm hotărâri de consiliu la fiecare instanță care asta, păi asta, asta rege aici. Deci când este necesar, atunci ar plăti, nu? Exact. Da, dar dacă acum am dat hotărârea asta pentru speța lume, da? Dăm o hotărâre. Speță trebuie. Luna viitoare sau săptămâna viitoare ne trezăm cu altă speță. Ar trebui o altă hotărâre. De asta cuvântul permanent are acest caracter. Deci în momentul în care ne apare o speță, noi avem contractul cu un domn sau doamnă avocat, ce-o fi, și ne reprezintă mai departe. Da? Deci caracterul cuvântului permanent din hotărâri. Dar asta nu înseamnă că permanent, lună de lună, noi plătim un contract de speță juridică fără să avem speță de stat. Dacă îmi permiteți, am doi termeni folosiți de dumneavoastră, cu tot respectul ce îmi port, cu care nu sunt de acord. Ați pomenit la un moment dat despre interesul primăriei, deci cineva să apere interesul primăriei, și al doilea termen era perspectiva câștigului, în ideea că oamenii doar pentru asta merg în instanță. La prima expresie, interesul primăriei, nu sunt de acord, pentru că noi aici trebuie să apărăm interesul comunei, nu a primăriei, primăria fiind în slujba comunei și nu viceversa, nu? Dar ce vă face să credeți că primăria are alte interese decât interesul comunei? Pot fi și anumite interese care să fie în afara... Dați-mi exemplu, vă rog. De exemplu, dacă noi acum trebuie să votăm alocarea unei sume pentru interesul... Poate noi s-a spus în mod... ați scăpat termenul așa. Să zicem că e pentru comună, că în mod sigur proces atrag după sine dacă vor fi pierdute. Ați văzut daune și de tot felul. Ok. Dar noi dacă nu ne îngrijim de cheltuirea banului cu folos strict și să economisim acolo unde se poate. Adică nu înțeleg un lucru. Eu personal. De ce trebuie studii juridice, licențiat în drept să scrie pe diploma cuiva care reprezintă interesul comunii într-un proces și nu poate că văd că domnul primar are răspuns la toate cele. De ce nu poate dumnealui să meargă să reprezinte atunci când e caz? Sau dacă nu poate dumnealui în ziua respectivă să delege pe cineva care la fel are studii, are cuvântul... legii. Da? Legea avocațiale, așa, nu mai știu numărul, dacă e nevoie mă duc și mă interesez, nu e problemă, dar legea avocatului spune clar că doar persoanele care sunt absolvente al facultății de drept, licențiate în drept, pot reprezenta în instanță, pe de-o parte, acestea pot ridica excepții procesuale. Domnul primar, dacă se duce și reprezintă interesele primăriei, nu poate ridica excepții procesuale. Clar. Asta vreau să spun eu, că am fost la fiecare proces la care am fost citat, am fost prezent în sala de judecată, niciun președinte de instanță nu m-a întrebat absolut nimic, numai prin avocat să vorbim. Ok. Da? Face prezența părțile implicate în proces, da, de la primăria la prezent, primarul... Și eu vreau reprezentat. Și atât. Deci notează că primarul este prezent, dar nu trebuie nimic. Chiar dacă aș avea științe juridice, nici cam am. Domnul primar, dar nu e așa. Nu e așa. Pe mine mă cheamă, pe mine în proces, eu vorbesc eu, nu-mi vorbesc. Dacă îmi pun avocat. Dacă îmi pun avocat, vorbesc avocatul. Da, domnul Tomozei, dar... Nu puteți spune că s-a perimat cauza. Nu puteți să invocați prescripțiile.
zile nu puteți să-l invocați ca persoană fizică. Doar un avocat. Dosarul la acest nu puteți invoca de încăderea din drepturi. Doamna secretară, dacă n-am văzut, cred că avocatul nu schimba dacă aveți să mă eu, dacă nu. Dar dacă repede o dată. Asta e știință de reprezentare. Atunci vii tu, mai mari, ceri și nu avem. Dacă domnul primar făcea o excepție când a fost și este în continuare în postul de social, putea să fie angajat, dar putea să reprezint ca o excepție în greșe. Vedeți? Ar fi fost un atu. Dar dacă n-a fost... Nu vrea să reprezentați. De ce? Să vă spun și de ce. Pentru că trebuie să aveți calitatea de consilier juridic, așa, pe de-o parte. Ce înseamnă asta? Să intrați în colegiul consilierilor juridici? Păi puteam să intru, vreau licența oră. Trebuie să aveți această calitate. Și eu trebuie să mai fără, ca și consilierul juridic, e un fel de avocat la fel specializat pe bucățica lui. Consilierul juridic reprezintă cel care reprezintă, este cel care reprezintă o instituție. E un avocat al instituției. Asta înseamnă. Și atât strict. Înțelegeți? Eu ca persoană, eu ca și secretar, da, pot să reprezint în instanță doar instituția, nu poți și altceva, înțelegeți? Asta este regula, n-ai ce să faci. Regulile sunt foarte stricte. Eu nu pot reprezenta pe cineva în instanță decât dacă dovedesc că este rudă cu mine. Altfel nu am. Astea sunt regulile. Știi, poate omul se duce și dă judecată și pentru să-i facă dreptate. Zice el că e nedreptat. Să-i facă dreptate și daunele care nu sunt neglijabile, să știți. Poate să fie, poate să nu fie. De exemplu... Bine, mă rog, să fie. M-a dorit să nu-mi dăm. Mulțumesc, da. Vreau să spun câteva cuvinte referitor la acest subiect, fiindcă am avut discuții în ședința pe comisii. Trebuie să vă spun, doamna consilier, că prin statutul consilierului local, el are obligația de a... are obligația de a păstra patrimoniul local. Deci, în cazul în care avem anumite procese și le vom pierde, putem pierde mult mai mult decât avem această asistență juridică. Fost în cazul în care se pot pierde... Poftim? Din patrimoniul local putem pierde? Patrimoniul, din... Da. Domeniul public. Da. Da? Suntem obligați să păstrăm domeniul public. Fie să-ți pune sechestrul pe mașină, îți iau o bucată din drum, îți... Deci, păi dacă nu avem acest contract ca să ne prezinte în instanță. Păi dar ce-am făcut? Ce s-a întâmplat aici? Că să vină cineva să ne pună cechetă. Aici vă corespund eu, domnul Popov, probabil că știe, am fost implicat într-un proces cu familia Bulgarii pentru retrocedarea unei suprafețe de 170 de hectare de pădure. Da. În primul instanță, Comisia Locală și Comisia Județeană a făcut propunerea de validare de 120, nu? Parcă, așa mi-aduc aminte, domnul Popov a fost reprezentantul primăriei la instanță și l-a avertizat firma de apăcătură din București că vine și mai obolnă din curte pentru întârziere și mai ce. Mi-aduc aminte așa ceva. Da, lucruri pe care îi poți pierde în instanță. Neaplicarea. Da. Domnul primar, dacă era viceprimar Bobot și doar că era primar, nici nu i-a dat pădurea 100 de hectare. Domnul Tomozei, dar nu înțelegeți. Domnul Tomozei, mă ascultați? Deci noi eram parte, Comisia Locală era parte în proces alături de Comisia Județeană. Și când omul deschis instanță, o dată judecată Comisia Județeană. Și Comisia Locală bara. Deci eram băsit în proces. Comisia Județeană spune, noi nu avem fonduri, pentru că ei sunt doar câțiva juriști de la instituția prefectului și nu au fonduri și toate daunele ar trebui să le plătească Comisia Locală. Comisia Locală este primărie și are buget. Îmi permiteți să... Și dacă era avocat, nu plătea Comisia Locală. Dați-mi voie să vă explic. Stați puțin. Domnul primar nu are cum să vă explice, pentru că nu are specialitate. Dar eu vă pot spune. În momentul în care
se pierde un proces. Chiar dacă noi suntem chemați împreună cu Comisia Județeană, da? Un proces. Mă refer la fond funciar în momentul ăsta, da? Se pierde procesul, nu din vina noastră, repet, poate din vina Comisiei Județene, dar noi avem calitatea de pârât împreună, așa e procedura, n-ai ce să faci, da? Când dă judecată, dă și pe aia de la județ, ne dă și pe noi. Bun, noi avem calitatea de pârât împreună cu Comisia Județeană, să presupunem că se pierde procesul din cauza Comisiei Județene, că, nu știu, au făcut ei ceva, da? Ei, în momentul acela am pierdut și noi procesul. Chit că noi nu suntem vinovați de nimic, dar suntem ca parte în proces. Ei, fiind parte în proces, automat suntem obligați să plătim niște daune. Creditorul, pentru că noi devenim debitori în momentul ăla, da? Creditorul are posibilitatea legală să aleagă pe cine execută silit. Și este mult mai ușor să execute silit primăria decât Comisia Județeană care nu are patrimoniu. Dacă avem avocat, nu mai execută? Dacă câștigăm, da. putem să le punem executării, da? Putem face contestații la executare. Avem o speță de genul acesta, putem să și un proiect de hotărâre atunci și discutăm asta. Pe fiecare, nu la... Dar avem deja procese pe rol. Doamna secretar. Care sunt în grija unui avocat în momentul acesta. Ce facem? Rupem apărarea? Întrebare. Deci procesul apărării este... avem spețe pe rol, încă o dată vă spun. Ce facem pentru aceste spețe? Le lăsăm de izbeliște? Păi dacă mai recuperăm din banii aceia care tot au început recuperarea lor, erau mai mulți bani. Doamna secretar, suntem la distanță, acum. Acum aia trebuie să știm de Dar în cazul în care s-a dus prejudicii, să se pierd procese, cine votează împreună să fie refuzător să plătească pentru așa ceva? Ne amenințați ca așa? Nu am venit nimic. Au zapui să răspunde. Dacă nu ești reprezentat într-un proces, domnul consilier, cum să nu? Eu propun să trecem la vot, da? Da. Nu, mă rog, vreau să adaug ceva despre tot acest proiect de hotărâre și anume, în momentul în care se pierde un proces pentru că nu s-au făcut toate diligențele necesare a câștiga acel proces, anumite organe de anchetă, de exemplu DNA-ul, dau un exemplu, poate considera ca suspiciune faptul că a fost interesul din partea UAT-ului să piardă procesul. Au fost mai ales pe retrocedări, mai ales pe fond funciar asemenea situații. Și anume, primăria intenționat nu și-a angajat avocat, sau așa s-a considerat că intenționat nu și-a angajat avocat, a pierdut procesul pentru a se face anumite retrocedări dubioase, să spunem, da? În momentul acela, repet încă o dată, se ridică suspiciunea că a existat interesul să fie pierdut procesul. Eu nu vreau să ajung într-o asemenea situație. Atâta vă spun. Și cred că nimeni de aici nu vrea asta, presupun. Când va fi cazul? Dar nu înțeleg de ce eu vreau să asta. Pentru că în buget s-au prevăzut sume la început doamnului pentru asistența asta. Acum iau de situația de o prima. Doamna secretar, vreau să sunteți spionă de legătură între prefectură și primărie, da? Ei, dacă un dosar pleacă bine făcut de la Comisia Locală, mă rog, nu are cum să respingă la Comisia Județeană. Comisia Județeană îl adoptă numai în cazul în care e bine făcut aici. Bază! Care există o obligația mea este să înaintez o cerere, indiferent că omul are sau nu are dreptate. Și dumneavoastră știți foarte bine că am făcut la dumneavoastră acea situație, da? Țineți minte că mi-ați făcut contestație la un referat prin care eu am închis o cerere a dumneavoastră făcută în 2005 și mi-ați făcut contestație. Păi, obligația mea... Nu știu, eu am trimis... Eu vă dau... Nu știu. Îl dețineți fără să aveți forme legale pe el. Punct. Da? Haideți să nu discutăm... Haideți să nu discutăm speța în sine în momentul acesta. Eu spun doar atât. Că eu sunt obligată, chiar dacă omul are sau nu are dreptate,
într-adevăr, eu o trimit cu rezoluție, cu hotărâre a Comisiei Locale prin care spun că să nu se acorde, da? Dar sunt obligată să o trimit. Asta vreau să vă spun. Mergem mai departe. Și dacă omul este în continuare nemulțumit de hotărârea Comisiei Județene, care poate mă susține pe mine, da? Și spune, domnule, da, secretarul de la Parava a avut dreptate să spună că nu îi se acordă, el tot dă în judecată. Și spețele pe foc cu cear nu provin de la dosarele noi. Și spețele pe foc cu cear toate sunt din istoria pe care le legii vopte. Da. Dar și eu dacă... O să mai fie, dacă... Dar, secretar, nu e o problemă. Era cu problema mea personală. Am adus din anul 1948, n-am găsit, trebuia să duc la București. Dar am adus un document din Registrul Agricol de mai înainte. La Boierne ați aprobat terenurile și pădurile de 4 din 30. Celor care au mai puțin, nu, ăștia nu au adus. De ce spune le-ați aprobat la Boierne? Da, nu i-ați lăsat. Nu, de la ce. Ia aici așa, vreau să spun. Păi, de exemplu, ce era secretar? Deci persoanelor cu suprafeții mai mici nu s-au luat în calcul și, deci acolo nu mai exista legea la Boierne, ei n-aveau un registru agricol în 1948 pături. Ei erau luat de mai înainte. Dar la persoanele fizice care aveau un hectar, două, la aceea le-a șerut... Domnul Mișcă, vă contrazic, doamna secretară, vă luați să vedeți și arătați dosarul de votul ce a luat Ducam și a luat în gură. Da. El deține în registru agricol? De la 1948? O adus documente de la 1800 până la 1930. Domnul Pișcu, dar mă lăsați de bine. Deci au adus documente de la 1820 de la regent Buzdugan Vasile cu toate arborile genealogii până la 1948. Da, pentru că s-au dat țări pădure. Iar la Boierii, Cunea, exact în anul 1948 au finalizat dezbaterea moștenirii, că sunt 5 proprietari pe 110 hectare. Pădurile noi le-au luat de 1950. Dar de ce nu i-am dat din apărățamentul care l-au avut ei? Au venit cu alte regle și s-au dat. Sunt cetățeni, mulți cetățeni cu una Paraba, care au și ei alte regle, sunt validate de dosare și nu li s-au dat. Da. Da. Și o să avem procesul și atunci o să spune, domnule, de ce le aveți? Domnule, dați. Vă rog să vorbiți la Ocolul Silvic, pentru că eu am contrazis cu domnul inginer și spune că cei care nu sunt proprietari nu mai pot fi marcat. Domnule, vă contrazic și spun așa în felul următor. Eu figurez pe titlul de proprietate împreună cu fratele meu la o moștenire. Deci sunt proprietar, domnul primar. Asta e treaba mea, dacă eu, cu tine mare, ai obligat să marci pentru Pișu Florin scrie pe titlul de proprietate la moștenirea lui Lovișcu. E treaba mea, proces civil, eu dacă nu vreau să-i dau și de lemne și nu fratele meu. Nu este treaba dumneavoastră și a Ocolului Silvic. Păi dar nu-i treaba noastră, deci nu o să păi și atunci, de ce spuneți că nu trebuie să le așa le-a spus la oameni? Nu, dacă nu ești proprietar de teren tu special, nu mai poate fi marcat. Vă rog să vorbiți cu domnul șef de Ocol și să-i spuneți... Da, să-l scutați în ce trebuie chestia. Da? Prima, e vorba de anița 24, e vorba de... Păi nu scrie, legea care au dat-o, că spune că au dat-o hotărâre, nu știu ce ministru. Noi legei, dată de... De... Ce dezbate moștenire? Nu există lege. În lege spune clar, sunt proprietari de moștenire, doar la proprietate, scrie clar că sunt privit. Da, persoanele care, de exemplu, cu muzeul Ioan, tatăl dânsului, are titlul de proprietate pe numele lui și el nu este trecut pe titlul, deci acolo, da, clar, trebuie să facă dezbaterea moștenirii. Dar atâta timp cât eu figurez pe titlul de proprietate chiar cu moștenitor, nu trebuie să mă îngrădeze acest drept sau să nu o marce. Nu, nu există lege. Au prezisări de două corinte. Nu există. Eu îi dau la judecată. Nu există, merge și dau la judecată. Pădurile, nu lasă să nu tăiesc. Nu, dar vreau să-i spuneți, nu, vreau să-i spuneți șofului de Ocol să citească legea. Păi, culmea. Există și dau și legea. Păi, culmea că... Păi nu, culmea mi-a dat o hotărâre pe care spun. Nu poate să-mi demonstreze prin Constituția României. Deci aia este în Constituție dreptul la proprietate, nu... Dacă se gradește dreptul la proprietate. Păi? Se gradește dreptul la drepturi din proprietate. Nu, dar nu ce drept. Deci proprietatea rămâne, nu va trebui. Dar nu va să-mi îngădească... Nu vă prestează servicii servicii, dar proprietatea e nu... Părâi, mici cu șapă, dar mici. Da. Supun la vot proiectul numărul 2. Comandii. Cine este pentru? Mai sus, 1, 2, 3, 4.
S-a spus să pot să pentru? Cine am unui pentru? Domnul Vici, domnul Boc, domnul Soare, domnul Panainte. Cred că și după ce nu mai suntem deci cu consilier local, o să păstrăm... Da, evident. Evident. Da. Și de acolo, dacă ieșim din funcția de consilier local, evident. Nu ne mai interesează. Deci, răspunderea... Dacă ai tot la prietenul, nu mai e problemă, să te doare grijă de mine, așa... Domnul consilier, cine este împotrivă? 1, 2, 3... Cine am numit? Spuneți-mi că... Dediu? Domnul Bucă? Deiu, Bucă. Domnul Piscu? Piscu. Domnul Ciubătaru? Ciubătaru am trecut. Domnul Manu Manea? Așa. Și domnul Sudicu? Sudicu. Împotrivă. Împotrivă, abținere. Împotrivă? Deci proiectul aplicat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Solicit o pauză de țigară, o pauză de 5 minute. Deci, puteți consemna în procesul de la secretar. Dacă e o speță importată, într-adevăr, în cazul în care primăria este în pericol, de a nu mi-ați spus ce sunt pentru spețele care sunt în curța acum. Nu era pentru spețe, doamne. Care implică pierdere de patrimoniu și de astea sunt... Ar le puteți să veniți cu proiectul să discutăm și de punctual. Păi sunt deja, nu ați înțeles ce vreau să spun. Dumneavoastră, acum cum ați votat? Da. Sunt deja... E dus proiectul. Doar dacă ar fi să punem... Deci avem de rog procesul cu repădatul în Jăriel și inițiem să intrăm pe proces cu firma de consultanță pentru recuperarea sumelor din pe sancțiunea de la ANA. Bun. Ideea mea este așa. Dumneavoastră, domnile voastre, deci, în cazul ăsta, deja ați aprobat, încă o dată vă spun, deja ați aprobat reprezentarea juridică pe spețele care sunt în curs în acest care moment. Care sunt în lucru, exact. Ați dat odată votul. Mi se pare noaptea minții să vin să vă spun încă o dată să vă pun aceleași spețe, dați hotărâre cu el. Poftim? Înseamnă cu procesul de 10 ani, dacă mă inauzim. Da, da, asta e fiind. Dar e vina cuiva, dar ziceți, culmea, domnul Pișcu, acum și cu procesul de 10 ani. Dar e vina mea, dar e vina avocatului. Dar asta e cursul justiției și nu m-a făcut. Dar avocatul are interes să țin în proces. Dar nu are interes, dar dumneavoastră mă imaginați că el trăiește cu banii pe care îi dăm noi. Hai să fiu serios. Dar mai primește 102 milioane. Dar nu primește, după asta mă spun că avem văzut vreo 5.000 de lei, dacă mă credeți. Dar până la sfârșitul anului. Împărțiți dumneavoastră cât ar veni. Și nu trăiește cu banii aia, credeți-mă. Eu mă întreb încă o dată, ce facem cu spețele care le avem în curs? Au rămas deja și dacă le pierdem să fiți sănătoși. Punct. Și nu greșește să plătească. Dar n-am greșit nimeni. Dar nu le pierdem, nu le pierdem. În moment ce nu sunt ce nimeni să ne prezinti cauza, că eu nu mă duc, vă spun din start, că nu le cunosc. Așa, clar le vom pierde. Nu cred. Aveți votul la proiectul numărul 3. La proiectul de vedere privind aprobarea eficiență bugetul local de venit și cheltuielile a comunii Paraba și a bugetului activității finanțate din Metroscopia de proiectul 1 al anului 2020. Consiliul local Paraba și Bacău, având în vedere privind secțiunii 4, articolul 49, alineatul 12 din legea numărul 273 din 2006, analizând expunerea de mediul aprobarea comunii Paraba, copul doamnei contabil, notarul Iuliana, din cadrul aparatului de specialitate de școli de aprobarea comunii Paraba și Bacău, avizul Comisiei pentru programele de dezvoltare economică, socială, buget, finanțe, Ministerul Domeniului Public și Privat al Comunei Agricultură, Gospodării Comunale, Protecția Mediului, Servicii și Comerț și în temeiul prevederilor articolului 49 alineatul 12 din legea numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale și articolul 155 alineatul 4 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind votul administrativ. Articolul 1. Se aprobă execuția bugetară privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Paraba și a bugetului activității finanțate de venituri proprii la nivelul trimestrului 1 al anului 2020, așa cum este prevăzut în anexa 1.
Articolul 2, anexa 1 face parte integrată de prezidenta hotărârii. Articolul 3, prin grijă secretarului Comunei Palava, județul Bacău, prezidenta hotărârii va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Instituția de Tehnic județul Bacău, primarul Comunei Palava, compartimentul de specialitate. Citem anexa 2, nu ce mai trebuie la cuvânt. Pentru că anexa o aveți toți, mai trece trei la discuții. Nu mai are rost să domnul primar anexa 1, da? Cine dorește a cuvântul? Să punem la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Unanimitate? Unanimitate postul de la înțelegerea. Proiectul de hotărâre privind ridicarea bugetului local al Comunei Palava. Consiliul Local Palava, județul Bacău, având în vedere legea numărul 2 din 2018, privind bugetul de stat pentru anul 2018, prevederile articolului 49 din legea numărul 273 din 2006, republicată privind finanțele publice locale, modificări și completări ulterioare, prevederile articolului 129, aliantul 4, litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 cu privire la corpul administrativ, examinând raportul doamnei Rotarului Iuliana Contabil în cadrul primăriei Comunei Palava, prin care se solicită rectificarea bugetului local, avizul Comisiei de Specialitate, referatul de aprobare a primarului Comunei Palava, județ Bacău și în temeiul prevederilor articolului 129 aliatul 4 litera A, articolul 139 aliatul 3 litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 cu privire la corpul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Palava, județul Bacău, conform anexei 1, care face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 2. Se modifică lista obiectivelor de investiții pentru anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local SUSA pentru Comuna Palava, județul Bacău, conform anexei 1, 2, care face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 3. Cu ducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, răspunde domnul Dedi Costel, primarul Comunei Palava, împreună cu compartimentele de specialitate, dar pe grijă secretarului Comunei Palava, prezenta hotărârii va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Instituții pe vitru județul Bacău, trezoria Bacău, primarul Comunei Palava, compartimentul contabilitate. Anexa numărul 1 la hotărâre, la partea de venituri, se suplimentează astfel. Sumele alocate din conturi defalcate din impozitul pe venit pentru activarea bugetului local 040204 se diminuează cu suma de 17.000 lei. Sume defalcate din taxa pe valoare alocată pentru... Nu dați citire pe anexei, pentru că doamna contabil mi-a mai adus un raport care modifică această anexă. Eu l-am trimis domnilor consilieri. Și anexa numărul 1 va fi modificată. Dacă vreți, vă rog să dați citire ultimului raport, este acolo, al doamnei contabil. Adică vorba de sumele de De alalt. Nu, de săptămâna trecută. Mi l-a adus vineri, dacă nu mă înșel, și eu l-am trimis deja domnilor consilieri. Da? Deci mi l-am trimis. Da, al doilea raport. Da, exact. Cum l-a adus 10.000 de mii la primul raport. Dacă nu, chemăm pe doamna contabil să dea răspunsuri. Da, care să o chem. Mă rog, ideea este că anexa pe care eu v-am trimis-o acum s-a modificat urmarele. Hotărârea finală va ține cont de un lucru. Adică nu apare 10.000 de lei în lista asta, nu? Da, da, așa trebuie. Nu știu, deci chiar nu știu. Doamna contabilă știe, eu nu mă bag. Nu se poate să cheltuiesc materialul și cu 10.000 de lei. Pentru să-i ține dezvoltare, să se plimentează cu 10.000 de lei. Trebuie să apară la investițiile de timp. Reabilitare, tot, metal, se crează de așa. Asta. Nu, vorba de anexă. Anexă e de vorba de niște cheltuieli pe protecție civilă. Înțelegeți? Da, nu, nu. Pe situație. Dar era, aia, ăla, vedeți mână. Vedeți filmul, mai trebuie. Deci, apoi, din altă, treaba mi-a spus, dar sunt domnișoara contabilă. Domnișoara
Nu aplicați aici că anexa 1 nu... Deci, doamnă, știți că am făcut proiectul de hotărâre pentru rectificare de buget și am făcut împreună anexa 1. Urmarea faptului că dumneavoastră ați considerat că trebuie să mai dăm bani la protecție civilă, la PISU, de fapt, ați făcut un nou raport. Așa. Vă rog, eu n-am știut să le explic, domnilor consilieri, cum, de fapt, va arăta hotărârea finală. Pentru că dumneavoastră vor să știe cum va arăta hotărârea finală, astfel încât să voteze sau nu. Adică modifică raportul dumneavoastră, anexa 1? Da, anexa 1, adică nu listele investiții. Listele investiții se modifică doar cu 5.000 de lei în plus pentru cont. De la cont, atât. Pe investiții, clar. Atât. Și ce mai modifică la școală, la full consum aceea de 2000. Da, și am primit niște bani pentru situații de urgență privind combaterea COVID-ului. Da, dar acolo nu se modifică lista de investiții. Da, dar nu se modifică. Numai că identifică bani. Am primit și ca să trag drept de cheltuieli. Drept de cheltuieli funcționare. Deci la capitolul 61.05.00, la Ființe Civilă, acte obiectivitate, se implementează cu suma de 2000 lei. Și pe urmă iar cu 20.000 de lei. Da. Pentru 9.000 de lei pentru dezinfecție, și 2.000 de lei pentru dezinfecție, materiale... Ce am așteptat la miniță? After scolul se duce, nu se duce la... After scolul se duce pe dezvoltare, pe niște linii. Aici să nu-i modificat? Da. Să-i modificat? Da. Dar ce-am primit noi nu era miniță. Adică asta răspundă. Cum? Ce-am descărcat noi. Deci banii te-au numit acum? Da, la măsul? Ba da. Ieri, la tine, sau până... Nu, venim din vreo lună, dar am... A, ce-am zis cu gândi, ce? Că tu prins și acolo, da. Da. Da, acum mi-am trebuit. Da, acum mi-am trebuit. Altceva? Deci avem documentul... Tot de fiecare știm, îi lămurim să trecem la vot sau da discuții, dacă... Deci trecem la vot, sigur, pentru că noi ne-am consultat, doamna, curtea de legeția cu comisie, că știm de ce e vorba. Atunci trecem la vot, să punem la vot proiectul numărul 4, rectificare bugetară. Cine este pe mine? Dacă mai vrea cineva să promit un numărul din comisia juridică sau comisia învățământ, care nu a fost la ședință, vrea să mai adauge, să mai ai cuvântul ceva? La protecția civilă cu aia nu îmi interesează propusă. Păi am cumpărat în acest chiar moment cu care îmi acolo. Și atât. Și dacă mai investi ceva. Dezinfectam măși, mănuși, obiezoarii. Să fie acolo. Să fie acolo. E ca să știi. E ca să știi. Ce se împușa acolo. Supunem la urmă rectificare bugetară. Cine este pentru? Una dintre primul proiect numărul 5. Aderarea Comunei Parava la Asociația Cotropin. Aderarea Comunei Parava. Da? Nu acolo, aderarea. 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 La Asociația Comunei din România. Domnul Cimara, aveți 2 la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Parava la Asociația Comunilor din România. Consiliul local al Comunei Parava din Țăpacu, în ședință ordinară data de 18.05.2020, având în vedere termenele juridice respectiv prevederile, articolul 10 din Carta Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin legea numărul 199 din 1997, articolul 1 aliniat 1 din ordonanța Guvernului numărul 26 din 2000, cu privire la asociații și fundații aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 246-2005, cu modificări și completări ulterioare. Articolul 35 aliniatul 6 din legea 273 din 2006, prin finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare. Statutul Asociației Comune în România, precum și cele ale statutului filiale județene Bacău Asociației Comune din România, hotărârea adunării generale numărul 3 din 2001, privind constituirea filialului județene al Asociației Comune în România, luând act de referatul de aprobare prezentat de către Primăria Comunei în calitatea sa de inițiator înregistrat sub numărul 1. Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei înregistrat sub numărul 2060 din 0805-2020, precum și raportele
Comisiei de Specialitate ale Consiliului Local, constatând că scopul Asociației Comunei Românene este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi pentru a ocruti și pentru a promova idealurile și principiile care reprezintă patrimoniul lor comun. Apreciind că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este aderarea Comunelor de România la această asociație. Știind faptul că autoritățile administrației publice locale reprezintă unul dintre principalele fundamente ale puterii de decizie democratic, în temeiul vederii articolul 89 aliatul 1, 8, articolul 104, articolul 129 aliatul 2, litera E, articolul 9, litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind votul administrativ, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă aderarea Comunei Parava la Asociația Comunelor din România, însuși prevederile statutului acestea. Se aprobă participarea funcționarilor publici, personalului funcționarilor din cadrul primăriei Comunei Parava și a instituțiilor sau serviciilor publice de interes local la constituirea corpurilor profesionale ale Asociației Comunelor din România. Articolul 2. Reprezentarea Comunei Parava în cadrul Asociației Comunelor din România, precum și în cel al filialei județene Bacău, Asociației Comunelor din România se asigură de către primarul comunii sau de către prezidentul acestea numai pe baza unui mandat de reprezentare aprobat prin dispoziția primarului comunii. Articolul 3. Se aprobă darea în folosință gratuită a unor spații din primăria Comunei Parava pentru sediul filialei județene Bacău, Asociației Comunelor din România, în situația în care Consiliul Director al acestei filiale stabilește ca sediul său să fie la nivelul Comunei Parava. Articolul 4. Obligațiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de învrățire sau de aderare la Asociația Comunelor din România se suportă din bugetul local al Comunei Parava. Articolul 5. Prezenta autorită se comunică în mod obligatoriu prin intermediul secretarului comunii, în termenul prevăzut de lege, primarul Comunei Parava este secretul județului Bacău, președintele Asociației Comunelor din România, președintele filialei județene Bacău Asociațiilor Comunelor din România. Prezenta autorită se aduce la cunoștință publică în mod obligatoriu prin intermediul secretarului Comunei Parava, în termenul prevăzut de lege, prin publicare pe pagina din internet. Articolul 6. Prezenta autorită a fost adoptată de către Consiliul Local Parava, județul Bacău, în ședință ordinară cu respectarea prevederilor codului administrativ, respectiv cu un număr de voturi pentru, voturi împotrivă sau abținere. Ca și explicație, aderarea asta noastră la acord, am făcut-o mai mult în urma sarcinilor care le-a lăsat Curtea de Conturi la ultimul audit. Faptul că avem obligația să avem un audit intern, știți bine că prin organigramă avem acele două posturi, le-am scos la concurs, nu le-a ocupat nimeni. Acolo face și audit, bineînțeles că audit contra cost. De ieri suntem în audit a Curții de Conturi, ieri a fost prima zi, astăzi doamna nu s-a prezentat în teren și a luat informații, lucrează la birou, ținând cont de ședința noastră, nu am putut să-i stau toată ziua la dispoziție. Doar așa am discutat despre ce sarcini ne-a lăsat Curtea de Conturi, ce am realizat, ce n-am realizat. Și am explicat chestiunea asta cu auditul și ne aderăm la acord doar pentru a face auditul. Doamne, chiar dacă aderați la acord, chiar dacă veniți membri acord, nu e obligatoriu să faceți auditul cu ei, dar avem obligația totuși să facem un audit înaintea auditului Curții de Conturi. Noi am discutat cu doamna secretar să facem proiectul de hotărâre, dar încă nu vom adera la acord. Vedem ce se va întâmpla sau ce indicații ne vor da auditorii Curții de Conturi cu privire la acest audit. În caz că ne spune da? Păi poți să retragi și să fii cu el atunci. L-am discutat astăzi retragerea, să nu retragem, să-l aprobăm așa, iar când cred că e nevoie, facem aderarea la acord. Asta nu înseamnă că e aderarea la acord. Asta este hotărârea noastră. Noi avem hotărârea cu polul în pot oricând să-ți date, nu? Da. Ședința nu putem până în noiembrie. Ședința acord se va... Deci, indiferent de situație, până mai greu cum puteam să aderăm. Până mai greu nu aveam cum să aderăm. Da, exact. Dar să văd chestia de probabil fiind și audit. Exact. Nu? Da. Exact. Să vadă că la fiind am primit pași pentru audit. E primul pas. Ați înțeles. Da, exact. Da. Hai să spun din acea apă. Să treabă. Hai, băi, trebuie și... Proiectul numărul 1. Ca o chestiune. Da, pe de o parte și vreau să vă spun că noi ne-am uitat din punct de vedere financiar. E mai avantajos. E mult mai avantajos. Păi da, că e la grămadă. Nu, 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 nu la grămadă. Nu, ați
asociația are un audit care merge la anumite comune, așa ne explică doamna contabilă, nu? Da, da, da. Și atunci după asta mai puțin. Da, auditoria. De când dacă am avea oameni angajați. În afară de cotizația care trebuie să putem noi acolo. Aia e altceva. Aia e altceva. Chiar cu asta, dacă ai un angajat un audit, ai plătit mai mult decât dacă ai avea. Aș trebui să avem ziua la un an de zile. N-ai ce să ai o perioadă de timp să facă treaba. Nu, nu. Auditorul, deci legea spune așa, că trebuie să angajăm, indiferent că suntem mici, mamă, doi auditori, doi, obligatori. Salariul la un auditor, deci vorbesc acum, nu, vorbesc de net, nu poate fi 7.000 de lei pentru că am depășit salariul vicelui și nu se poate lucrul ăsta. Eu vă refer doar la net. Păi nu, vin buget, dăm 7.000, brut. Exact. Bun, 7.000 de lei minimum, deci nu? Da, dacă îmi o 1.400 de lei pe lună, doi angajați, da? 14.000, așa am zis, nu? 14.000, ce scuze. Așa, dacă contractăm serviciile acordului, să spunem, da, ne-ar costa undeva la 4.000 de lei pe lună. Da, așa ne-a explicat și domnul Șarul. Ceea ce e mult mai ieftin, așa e o chestie. Și așa mi mult, dar dacă sunt singuri, dar nu sunt. Nu trebuie singuri. Dar am făcut un studiant financiar preventiv. Exact. Nu s-ar putea dacă să se poate cineva, dacă vă simt mai ieftin în altă parte, nu? Ne ducem acolo. Hai, domnule, vedem dacă ne lasă sarcină în continuare acest audit. Că da, ce am văzut unei auditori au opinii diferite. La un fel, auditori. Deci doamna ar fi fost de acord cu mine că îi se pare că am face cheltuială inutilă plătind auditorul ăsta, fie la acord, fie la un auditor angajat, fie la un auditor externalizat. Ce e interesant e că se tot acuză și se tot strigă că bugetarii sunt prea mulți și nu știu ce, și văd că încă mai cer. Da. Și inventează, da, practic, tot da, felul de chestii, da, și de condiții. Noi fiind o primărie atât de mică, chiar două posturi de auditor nu văd rost. Nu se justifică, da? Da, dar legea așa prevede. Doi auditori. Și acolo ce poți să plângi? E prea mare, prea stufos. Da, asta e legea, nu poți să... Controlul financiar preventiv, e altceva? La proiectul de vedere privind însușirea corpului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public din termenul ambientului de aderție de Bacău, Bacău. Da, e legătură. Ceea ce vă spuneam mai devreme, pe care le vom face. Deja am discutat. La bun, la bun. Cineva dorește mai ceva să ia cuvântul? Nu, 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 am pus la vot. Se pune la vot, proiectul numărul 6. Cine este pentru? Toți, până la toți. Proiectul numărul 6. Proiectul numărul 7. Aveți cuvântul, domnul primar. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Sădiu Ior. Consiliul local am făcut Palava județul Bacău, având în vedere ordinul prefectului județului Bacău numărul 151 din 14.04.2020. Referatul de aprobare a planului comunii Palava a listat în numărul 2051-0705-2020, raportul domnului către Comisia de Validare, referatul secretarului înregistrat în numărul 2050-0705-2020, prevede hotărârea Consiliului Local Palava numărul 4/2020 privind aprobarea regulamentului de funcționare al Consiliului Local Palava, adresa Partidului Alternativa Dreaptă, filiala județeană Bacău, numărul 49/21/04/2020, înregistrat acum la Palava sub numărul de 1868/23/04/2020, prin care ne se comunică că domnul Sudit Bilbona este propus pentru validare fiind candidat pe lista de consilieri în alegerile de 2016. În temeiul prevederii articolului 129, articolul 139
aliatul 1. Din ușa 102 din codul administrativ, propun. Articolul 1. Validarea mandatului de consilier al domnului Sfânt Ion ales la alegerile locale din 5 iunie 2016 pe lista partidului M10, filiala județeană Bacău, a devenit prin fuziunea alternativă dreaptă prin încetarea mandatului de consilier al domnului Blaga Daniel. Articolul 2. Domnul Sfânt Ion va face parte din Comisia pentru Administrație Publică Juridică, apărarea ordinii și liniștei publice a drepturilor cetățenilor din cadrul Consiliului Local al Comunii Parava. Articolul 3. Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ în conformitate cu prevederile legii numărul 564/2004 cu modificările și completările ulterioare. Articolul 4. Prezenta hotărâre se va comunica instituției proiectului județul Bacău, domnului studiului Ioan. Ioan sau Ioan? Ioan. Ioan. Partidul Alian, alternativa dreaptă filială a județeană Bacău și va fi adus la cunoștință publică prin afișare. De o procedură. De procedură, trebuie să depun jurământul. Comisia, după cum știți, după dispariția domnul Blaga dintre noi, noi ne-am făcut treaba, am făcut adresele către partidul M10. Cum v-am gândit dispariția? Cum dispariția? Dispariția dintre noi din Consiliu. Așa cum vă spuneam, ne-am făcut treaba, am scris între timp un domn președinte al partidului domnului Sfântu, la legătura cu noi, ne-a explicat, da, uite, noi suntem asociați în... Bun, faceți-vă treaba, trimiteți-ne un și noi validăm. Așa că de astăzi, domnul Sfântu Ion, și după depunerea jurământului, face parte integrată din Consiliul Local Parava. Trebuie validat? Dacă comisia. De acum, dă-te una cu ce trebuie să votez dintre lor, se validează și de-a dat după aia domnul de bunii jurământ. Ce consideră? Înainte din validare, nu poate să facem la dată. Am nevoie ca comisia de validare, domnul Subotaru, domnul Manea și încă cineva, nu mai amintesc exact. Domnul Soare. Soare, da. Domnul Soare. Să vină sus să semneze ceva. Da, da. Domnul la partid mi-a trimis toate documentele de funcțiune, adică făcut. Iar ea cred că am avut și motiv să... Eu când am consultat listele... Alternativa dreaptă. Se cheamă alternativa dreaptă. Alternativa dreaptă, să vă mulțumim de asta. Cine este pentru? Unanimitate din votul, doamna secretară. De la ședința viitoare, domnul Sfântu Cosota. Până acum, da. Pe jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să trec cu bună credință tot ceea ce stă în putință, în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunii Parava. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări! Thank you.